Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Vom ști să ne facem mai mult pe plac, o zi în care sentimentele noastre vor fi mai intense și vom aprecia profunzimea emoției și autenticității în relațiile noastre cu ceilalți. Acesta va fi un moment bun pentru a face ceea ce ne place, pentru a ne urma pasiunile sau pentru a ne bucura de plăcerile noastre mai mult decât de obicei. De asemenea, vom putea simți un sentiment de misiune îndeplinită sau vom câștiga un curaj suplimentar pentru a aborda zonele problematice din viața noastră, în special cele legate de emoții și atașamente. Va exista o dorință de a lua măsuri decisive, eventual de a-i apăra sau a-i ajuta pe ceilalți. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Fiecare lucru mărunt în ochii nativului berbec va fi capabil să ia dimensiunea unui elefant. Din acest motiv va fi dificil pentru el să-și prioritizeze activitățile. Nu va putea determina ce lucruri să facă mai întâi și ce lucruri să amâne pentru mai târziu. Unele sugestii interesante nu vor fi excluse. Ele vor fi făcute deopotrivă de prieteni vechi, dar și de persoane pe care le va întâlni pentru prima dată. Berbecii sunt sfătuiți să experimenteze lucruri noi și să țintească spre acele dorințe pe care în ultimii ani le-au trecut pe plan secund. Frica este singura care te oprește, pentru că în rest ai tot ce trebuie pentru a fi împlinit. Nu ai nimic a pierde în afară de timp, iar pentru acesta nu-l vei putea recupera niciodată, așa că nu mai sta pe gânduri și mergi înainte cu încredere. Întâlnirile cu aceste persoane îi vor oferi sprijinul necesar, cu ajutorul căruia va putea să se apropie de obiectivele sale. Pre seară, nativul berbec va participa la onomastica unui prieten. Taur. Nativul Taur va putea ofensa pe cineva din anturajul său, chiar și fără intenție. Astrele îi recomandă înainte să vorbească să se gândească la consecințele pe care le va produce. Deci, sub influența emoțiilor, va putea dezvălui accidental secretul altcuiva sau îi va putea spune interlocutorului său adevărul neplăcut, chiar în față. Taurii sunt toată ziua pe fugă, preocupați să rezolve o sumedenie de probleme și să pună lucrurile în ordine. S-ar putea ca ziua să fie grea și plină de provocări, însă măcar vei avea satisfacția de a fi făcut ceea ce trebuie, atunci când trebuie. Iar asta te va ajuta cu siguranță pe viitor, chiar dacă acum distracția pare a fi rezervată altora. Pentru a nu fi implicat în astfel de evenimente, nativul Taur va trebui să facă tot posibilul să ajungă într-un loc zgomotos, în care toată lumea va dansa, iar muzica va putea acoperi orice discuție. Numai astfel va putea evita conversațiile acuzatoare. Gemeni. Nativul Gemeni va trebui să fie atent în comunicare, mai ales cu cei dragi. Astrele îi recomandă să acționeze după un răgaz anume, deoarece va fi nevoie de o abordare subtilă. În plus, acesta va putea fi critic față de ceilalți, exprimându-și nemulțumirea vis-a-vis de activitățile lor. Sentimentele negative pe care gemenii le au față de o persoană se transformă încet, dar sigur, în simpatie. Toate cele impresii din trecut au fost doar rodul prejudecăților, dovada faptului că niciodată nu trebuie să judeci pe cineva după aparențe. Dacă ai ocazia, spune-i acestei persoane experiența prin care ai trecut. S-ar putea să legi o frumoasă și trainică prietenie. Pentru a nu strica relațiile cu cineva apropiat, nativul Gemeni va fi obligat să evite pe cât posibil în conversațiile sale să atingă subiecte dureroase și delicate. Oricum, se pare că nu va fi capabil să rezolve problema respectivă, ci să o exacerbeze. Rac. Oamenii din jurul său îl vor putea atrage pe nativul Rac într-un conflict sau o discuție inutilă. Astrele îi recomandă, în caz că se va afla într-o situație incomodă, să nu ezite și să se retragă. Va fi mult mai bine să accepte o viziune decât să intre în polemică și apoi să se simtă stors ca o lămâie. Astăzi intri în conflict cu o persoană cu autoritate și veți ajunge la un compromis doar dacă vă așezați la masa negocierilor, dispuși fiind să faceți compromisuri. Nu uita că ei au mai multă nevoie de tine decât ai tu de ei, așa că poți profita puțin de situație. Ești într-o poziție de invidiat și dacă știi cum să joci jocul negocierilor, vei ieși învingător. Ai grijă însă să nu exagerezi. Până la urmă, o negociere presupune ca fiecare să lase puțin de la el, cât să fie toată lumea fericită. Această conjunctură ciudată îi va permite acestuia să simtă și să înțeleagă tot ceea ce se va întâmpla în jurul său. Către seară, nativul Rac va fi predispus ambițiilor nejustificate, va putea cheltui mai mult decât va fi necesar și va fi foarte puțin probabil ca noile achiziții să-l satisfacă. Leu.
Cheia succesului pentru nativul leu va fi determinarea. Se va putea aventura oriunde cu un pas îndrăzneț. Singura condiție va fi ca acest pas să fie bine gândit. Emoțiile sale vor fi puternice, dar în același timp se vor afla în echilibru. Deci va avea un plan de rezervă pentru implementarea căruia nu va avea suficient curaj, dar atunci va fi momentul oportun să înceapă acțiunea. Ești dornic să afli cât mai multe despre persoana care te preocupă în ultima perioadă și cu care îți dorești o relație. Deși e de înțeles până la un punct, nu-i neglija pe ceilalți. Fii atent la toate relațiile din viața ta. Iubirile noi sunt incitante, aduc emoții și trăiri inedite, dar prietenii vechi care te cunosc cel mai bine sunt cei care te pot echilibra. Nu-i da la o parte când ai cea mai mare nevoie de ei. Dacă din nefericire nativul leu va prelua o afacere în mod spontan, sub influența unor dorințe sau emoții trecătoare, nu va fi deloc bine, deoarece impulsurile bruște îl vor împinge la acțiuni nesăbuite. Fecioară. Nativul fecioară și delicatețea se vor respinge exact ca doi magneți cu aceeași polaritate. Contextul astral îi va induce acestuia o dorință de a-și exprima părerea pe șleau direct pentru tot ceea ce va considera necesar. Logica sa va fi simplă, știu foarte bine că opinia mea este cea corectă. Zi aglomerată cu multe discuții interminabile și planuri de pus la punct. Din fericire te bucuri de o minte limpede zilele acestea, așa că e suficient să acorzi mai multă importanță detaliilor ca să rezolvi totul până la lăsarea serii. Amână discuțiile în care alte persoane îți cer sfatul pe o problemă anume, care nu te vizează în mod direct. Fă din nevoile tale prioritate maximă. În plus, își va putea stabili noi obiective, va prelua cazuri dificile, indiferent ce va face, va fi în multe moduri norocos. Important va fi ca nativul fecioară să nu se grăbească, să examineze situația și să minimalizeze riscurile, mai ales dacă va acționa singur. Balanță. Emoțiile nativului balanță vor fi puternice, dar în același timp se vor afla în echilibru. Această situație ciudată îi va permite să perceapă și să înțeleagă mai ușor tot ceea ce se va întâmpla în jurul său. Starea de spirit a celorlalți, motivele acțiunilor și chiar unele dintre gândurile lor nu vor fi un secret pentru el. Lasă latura altruistă să iasă la iveală. Este de dorit să ajuți pentru a avea o lume mai bună. Ai timpul și energia, tot ce-ți mai trebuie este cauza. Spune-le celor din jur că ești dispus să dai o mână de ajutor dacă au nevoie. Sunt șanse mari să fii implicat în ceva captivant și plin de satisfacții până la finalul zilei. Fie că este vorba să ajuți pe cineva să-și aleagă o nouă ținută sau să se simtă mai bine, îți va plăcea să te simți util. Astrele îl sfătuie să folosească acest lucru pentru a ajunge la esența unei situații importante pentru el. Către seară, nativul balanță va fi predispus la risipă. Va putea cheltui mai mult decât în mod obișnuit, iar achizițiile sale se vor dovedi în mare parte inutile. Scorpion. Se pare că nativul scorpion va fi concentrat să-și atingă obiectivele, dar pentru asta va trebui să-și calculeze precis fiecare pas și să evite acțiunile la întâmplare. În caz contrar, dezacorduri supărătoare vor apărea. Ai muncit din greu să eviți un conflict cu cineva la care ții, dar azi s-ar putea să simți că efortul depus pentru acest scop să fie mai mult decât poți duce. Trebuie să te pregătești pentru posibilitatea că vă veți certa. Nu trebuie să-ți fie teamă, trebuie doar să fii pregătit. În primul rând, concentrează-te pe fapte. Fă-ți temele și înarmează-te cu dovezile de care ai nevoie să susții punctul de vedere. Va pune foarte multe la inimă, mai des decât de obicei, și se va îngrijora din motive ce nu vor necesita mare atenție. Interpretările greșite sau coincidențele nereușite vor completa tabloul zilei. Nu vor fi consecințe grave, dar nativul scorpion va fi foarte supărat. Această stare inconfortabilă îi va trece către seară, atunci când cei dragi îi vor face o surpriză memorabilă. Săgetător. Nativul săgetător va avea o zi grea, dar fructoasă și interesantă. Vor exista multe probleme de rezolvat, de cele mai multe ori destul de complicate, dar nu se va plânge, deoarece va ști foarte bine ce va avea de făcut. A doua jumătate a zilei va fi deosebit de favorabilă comunicării cu persoanele din jurul său. Așa cum copiii au nevoie de organizare în viața lor pentru a excela și adulții au nevoie. Marea întrebare este dacă ai suficientă. Dacă nu ai un calendar sau măcar un plan succint, riști să te abați de la misiune și să realizezi puține lucruri. Este prea multă dezordine în viața ta acum și te vei lăsa foarte ușor distras dacă nu setezi prioritățile. Fă-ți timp azi pentru a pune la punct detaliile și pune lucrurile în ordine. De asemenea, seara îi va promite o cunoștință specială care va putea primi o continuare romantică neașteptată. Nativului săgetător îi va fi foarte folositor demersul de a-și vedea câțiva vechi prieteni, la care va învăța multe lucruri interesante. Capricorn.
Nativul Capricorn va avea o zi în care va putea să repare ceva. Acest lucru se va putea referi la probleme interne, la momente de lucru și poate la ceva mai general, similar relațiilor cu oamenii apropiați. Desigur, nu-i va fi ușor să recunoască în fața celorlalți că a greșit, dar în cele din urmă nimeni nu e perfect. Unii nativi ai zodiei Capricorn vor să impresioneze persoanele din jur cu istețimea lor, poate chiar acea ființă ce le-a furat inima. Te simți în mare formă și planul tău este să revii în centrul atenției, chiar dacă asta presupune să ieși din zona de confort. Și bine faci, pentru că s-ar putea ivi ocazii unice în dragoste, fix atunci când te aștepți mai puțin. După ce va recunoaște că s-a înșelat în legătură cu o anumită problemă, nativul Capricorn nu va regreta, ba chiar va scăpa de o povară considerabilă de pe umeri și, în schimb, acest lucru îi va deschide noi perspective. Vărsător. Nativul vărsător va demonstra că poate refuza orice compromis și poate ataca violent pe cei care îndrăznesc să-i pună bețe în roate. În plus, va fi capabil să-și protejeze prietenii, rudele sau toți cei ce vor fi jigniți pe nedrept. Vărsătorii ar face bine să spună ceea ce simt și ce îi deranjează. Nu mai trece cu vederea lucruri care îți fac rău, pentru că se vor repeta. Ia atitudine și vei avea surpriza să constați că oamenii ascultă cu atenție atunci când cineva vorbește liber și fără constrângeri. În plan financiar, vin bani de unde te aștepți mai puțin. Pe de o parte, o astfel de atitudine categorică îi va permite să-și umilească adversarii, iar pe de altă parte va putea fi surprins să afle că și-a făcut fără să vrea noi dușmani. Astrele îi recomandă nativului vărsător să solicite sfaturi prietenilor de încredere și să fie mai răbdător cu cei dragi, deoarece ei vor reprezenta unicul său sprijin. Pești. Începutul zilei va fi ușor, plăcut și interesant pentru nativul Pești. În acest moment va putea învăța o mulțime de lucruri noi, va putea întâlni oameni interesanți și chiar va putea obține succesul într-o afacere importantă. Chiar dacă ceva nu va funcționa, nu va fi supărat, deoarece va ști cu siguranță că va obține rezultatul dorit ceva mai târziu. Unii nativi ai zodiei Pești ar fi bine să se pregătească sufletește, pentru că s-ar putea să aibă parte de surprize uriașe în plan sentimental. Sfatul astrelor pentru tine este să spui ceea ce ai pe suflet, pentru că oricum ochii nu știu să mintă, iar dragostea să aștepte. În plan financiar sunt ceva probleme, însă lucrurile se vor rezolva curând. O soluție ar fi să încerci să găsești o sursă alternativă de venit, o nouă colaborare. A doua jumătate a zilei va putea conține unele incidente neplăcute, dezamăgiri sau pierderi. Chiar și cu cei mai apropiați oameni, găsirea unui limbaj comun va fi dificilă pentru nativul Pești. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!